Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi rece, cerul va fi variabil cu unele înorări spre sfârșitul intervalului, când izolat va ninge slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și minus 8 grade, iar cele maxime între minus 2 și 0 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi predominant însorită, unde maxima a ajuns la 0 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 8 grade. Mâine, meteorologi anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 0 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 7 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 0 grade în miezul zilei, iar minima va cobori la minus 7 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 0 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la minus 7 grade. În zilele care urmează, vremea se va menține pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius. În cursul zilei de miercuri, maxima va atinge 0 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 7 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de joi. Maxima va ajunge la 0 grade în timpul zilei, iar noaptea minima se va opri la minus 8 grade. Temperaturile se vor menține la fel de reci și în cursul zilei de vineri. Maxima se va situa în jurul valorii de 0 grade, iar noaptea temperatura minimă va cobori la minus 12 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!